Ana Maria Popescu a fost declarată cea mai bună spadasină a lumii de către Federația Internațională de Scrimă, un premiu cu care este distinsă pentru a cincea oară. Astfel, multipla medaliată olimpică a stabilit un nou record. Pentru a cincea oară, Ana Maria Popescu a fost declarată la Lausanne cea mai bună spadasină a lumii. Medalia olimpică de argint de la Jocurile Tokyo 2020 a încheiat un sezon lung și greu în plină pandemie. Încântată, mândră și foarte fericită să fiu astăzi aici la Lausanne, la Congresul Federației Internaționale de Scrimă și să primesc această distinție câștigătoare a rankingului mondial în proba de spadă feminin pentru a cincea oară. Niciodată nu am visat și nu am crezut că voi ajunge aici, dar iată că s-a întâmplat. Sunt dovada vie că visele devin realitate atunci când crezi și muncești pentru el. Ana Maria Popescu are un palmares impresionant, 3 medalii olimpice, 6 mondiale și 11 europene, cu un total de 9 medalii de aur plus 37 de cupe mondiale. Ana Maria Popescu, fostă brânză, este cea mai titrată scrimeră din România.